S-a născut, a crescut și s-a maturizat profesional, astfel încât astăzi afirmă că cel mai de preț dar pe care viața îl poate oferi se constituie în faptul că este iubită de public, iar orice om care o recunoaște reprezintă pentru artistă oglinda în care se poate privi. Remarca îi aparține renumitei soprane românce Felicia Filip, cea născută la 20 martie 1959 în Slatina. Aparițiile pe scenă ale Feliciei Filip sunt întotdeauna încununate de succes, temperamentul, naturalețea și spontaneitatea scenică, dar și strălucirea glasului în regim acut și cu tehnici vocale deosebite, conducând către prestația artistică excepțională a artistei. Cariera internațională a Feliciei Filip, una de renume, este argumentată de prezența artistei pe scene renumite ale lumii, spectacolele artistei fiind susținute la Opera Regală Covent Garden, Opera de Stat din Viena și din Hamburg, Opera din Frankfurt, Toronto, Bologna, Dortmund și Rotterdam, iar enumerarea n-ar trebui să se termine aici. Prim solista operei române, Felicia Filip colaborează cu diferite trupe românești, ca unul, Holograf sau Iris, fiind unele dintre cele mai vizate de artist. De altfel, împreună cu Minculescu și formația Iris, realizează nu doar un duet de excepție, ci și primul album de rock simfonic din România. Mare artistă lirică, o femeie generoasă și atașată, implicată în acțiuni de voluntariat, Felicia Filip este românca, al cărui palmares artistic a fost recunoscut și de președintele României, care i-a atribuit titlul de Cavaler al Meritului Cultural, cea mai înaltă distinție acordată unui cântăreț în activitate.